Activitatea Inspectoratului de Poliție Județean Sălaj a fost evaluată în prezența angajaților inspectoratului, a oficialităților locale și județene, dar și a șefilor de instituții cu care instituția colaborează. Ședința de bilanț a constituit în mare parte într-o analiză a activităților desfășurate de polițiștii sălăjeni pe parcursul anului trecut. Am intrat, iată, în anul 2013 și așa cum este normal, firesc, dar și necesar, evaluăm astăzi activitatea pe care am desfășurat în anul 2012. Este firesc și normal pentru a arăta volumul activităților desfășurate și rezultatele obținute și este necesar să facem acest lucru pentru a identifica eventuale neîmpliniri, neajunsuri, astfel încât să le eliminăm din activitatea noastră. Tot cu această ocazie, șefii de servicii din cadrul inspectoratului le-au prezentat oficialităților principalele probleme cu care se confruntă în activitatea de zi cu zi. Prezent la bilanț, primarul Radu Căpâlnașiu a apreciat că, deși activitatea polițiștilor este una laborioasă, cu lipsuri uneori, poziția pe care se situează Sălajul în urma acestui bilanț este una onorabilă. Pentru ceea ce a fost, meritați felicitări și vă rog să primiți felicitările mele. Pentru ceea ce urmează, încurajări și urare de succes. Cuvinte de laudă la adresa polițiștilor a avut și prefectul Filon Așchiș, care a spus că deși anul 2012 a fost unul greu, dând aici exemplu cele trei runde de alegeri, modul în care polițiștii au acționat a fost unul lăudabil. Vă spun că apreciez pozitiv modul în care ați acționat anul trecut, modul în care v-ați pierdut datoria. A fost pentru noi, pentru toți, un an dificil, un an complicat, un an care ne-a solicitat foarte mult. Au fost, așa cum se cunoaște, trei runde de alegeri, cu organizarea complicată, cu implicare foarte largă și din partea dumneavoastră, cu multe sensibilități, așa cum sunt toate campaniile electorale. Împreună am făcut un front comun. Am reușit să gestionăm bine aceste situații și vă mulțumesc din toată inima pentru tot ce spune. Și președintele Consiliului Județean Sălaj, Tiberiu Marc, le-a adresat polițiștilor felicitări pentru munca depusă anul trecut, spunând totodată că, atâta vreme cât din punctul lor de vedere lucrurile nu vor evolua, nici fenomenul infracțional nu va scădea. Sigur, putem face cu toții mai mult ca fenomenul infracțional să nu evolueze, dar atâta vreme cât economic lucrurile nu vor evolua, iar social vor continua să se degradeze, fenomenul infracțional nu poate scădea. La finalul întâlnirii, comandantul IPJ Sălaj, Iosif Ghiurca, a prezentat și câteva din prioritățile instituției pe anul în curs, amintind aici de menținerea la un nivel scăzut a infracționalității de mare violență, dezvoltarea controlului intern managerial și prevenirea corupției în rândul personalului, dar și intensificarea activităților pentru descoperirea și combaterea macrocriminalității economico-financiare.